bravo. Eu sunt Alex Grecu. Ok. Instagram. Scrie-mi, te rog eu, după aceea să-mi spui. Deci, mie mi-a rupt capul această motocicletă pentru că nu m-aș da în viața mea să meargă atât de mișto și de repede și de ce vrei tu. Zi-mi dacă am fost eu nebun. Salutare, dragi prieteni, eu sunt Motorider, iar astăzi ne aflăm pe circuitul Motorpark de aici, de la Adâncata, un circuit de 4,1 km alături de cei de la BMW. Este un eveniment făcut de BMW Motorrad și mai anume BMW Track Experience. Astăzi avem oportunitatea să ne dăm cu o mulțime de motociclete. V-am lăsat și în story o întrebare cu ce motociclete vreți să ne dăm. Majoritatea a spus S1000 RR, ne-a mai dat cu el pe acest circuit, dar din păcate astăzi nu l-au adus. Dar au adus tot felul de motociclete, precum R18, GS1250, S1000R și Caurile 1600. O să vedeți în acest videoclip practic cu ce motociclete ne-am dat și cum ne-am distrat astăzi. O motocicletă de drum nu lung, foarte lung. Salutare, prieteni, din nou direct de pe circuit, de pe un GS1250R, varianta Triple Black. Nu m-am dat niciodată până acum pe un GS, dar oportunitatea de a veni la BMW Track Experience este una incredibilă. Așa că îl testăm prima dată direct pe circuit. Enduro Eco Rain Road. Îl lăsăm pe road. O groază de opțiuni aici, meniul în stânga. Mă bate gândul pe viitor să-mi iau și eu un GS din ăsta mare, pentru că vreau să ies să mă plimb, să fac și puțin de off-road. Și sunt foarte curios. Doamne, doamne. Cum se mișcă. Bine, opțiuni, ce să mai vorbim, că este deja una dintre cele mai vândute motociclete și asta spune cuvântul, pentru că nu degeaba are titlul ăsta de cea mai vândută motocicletă. Ia să vedem și cum frânează. Frâna de spate este destul de sensibilă. Vântul nu prea mă bate, cel puțin până acum nu prea m-a bătut, nici nu cred că a avut de ce. Dar sincer, așa suspensii, așa feeling pe o astfel de motocicletă, e și la înălțime, este bună și pentru trafic, pentru că poți să vezi peste mașinile din față, parbrizul este reglabil și ai o mulțime de opțiuni pe acest model. Practic, tehnologie. Eu am terminat IT-ul și îmi place tehnologia. De asta îmi place și această motocicletă. Pe circuit, sincer, este unul din puținele locuri unde poți testa la un grad mai mare, așa, să vezi cum se mișcă o motocicletă. Doamne, cum trage! Prima tură este așa de încălzire și recunoaștere din nou a circuitului. Doamne, într-a patra dă să se ridice. Câtă forță pe un adventure. Doamne, ce-mi place. Sunt o mulțime de modele, mai puțin S1000 RR-ul astăzi. O să testăm mai multe modele, să vedem cum ne simțim pe ele. Din cauza setărilor, pentru că este suspensia destul de mare, lansează destul de tare.
Dar din fericire modelul ăsta poți ajusta și înălțimea, poți ajusta și suspensiile dacă le vrei mai tari, dacă le vrei mai, mai moi, în funcție și de stilul de mers și de drum. Ce trage Dihania, ce-mi place! Deci la 180 nu te bate vântul, nu ai nicio problemă. Chiar îmi place, chiar îmi place. 10.000 de ture, de la 8.000 în sus mi se pare că motocicleta este cu totul alta și parcă vrea să se joace. Asta este prima impresie, este prima dată, așa cum am spus mai devreme, când conduc un GS și chiar îmi place. Se ridică poroată. Este o motocicletă care, nu știu, cu care poți face lumea. Efectiv, o poți băga pe macadam, poți merge pe circuit fără nicio problemă, pentru că este una din puținele motociclete universale, pot spune. Șaua este atât de comodă, ai aici crash bar-urile astea, un motor în linie care toarce și vrea să se dea, nici nu știi practic când ajunge la viteză. E atât de comod, nu te înfige în șa, sau cel puțin, nu, asta dă impresia, te înfige, dar este atât de comodă șaua că nu pot să cred așa ceva. Doamne, cât îmi place. Nici nu are rost să te bați sub carenă, sincer să spun. Atât de bine ține de vânt. Am mai văzut modele Adventure care nu aveau opțiunea asta, pur și simplu e un parbriz simplu și ori nu era reglabil, ori te bătea vântul și asta, sincer, la un model Adventure te cam obosește la un drum lung. Și ce frâne are! Doamne dragilor, cum este GS-ul 1250R, varianta Triple Black. Atât de bine stă pe curbe, m-am aplecat pe el. Atât de frumos se înclină, atât de comod se stă pe el, practic. Atât, la fel de comod stă și pasagerul. Doamne, mă gândesc bine dacă să-mi iau un astfel de model sau nu. Este atât de... Se simte atât de bine, este atât de comod, este una dintre cele mai comode motociclete. Îmi place foarte, foarte mult, deci n-am condus până acum așa ceva, să fie atât de comod și înaltă. Dar dacă ești mic de înălțime, cred că se poate ajusta. Dragilor, ne dăm cu un S1000R acum. O motocicletă puțin mai agresivă, varianta sport, a doua dintre cele trei motociclete cu care ne vom da astăzi. Trebuie să o și pornim, nu? Wow! Haideți să vedem o poziție mai aplecată, o motocicletă, să vedem cum ne înțelegem cu ea. De la acea mare carenă din față, o poziție înaltă la o motocicletă unde te cam bate vântul și ai o mică parte de gemuleț în față, un mic parbriz. Trebuie să ne învățăm cu poziția, pentru că am venit de pe o motocicletă înaltă, acel GS, care mi-a plăcut foarte mult.
quick shifter și pe această motocicletă. O motocicletă extraordinar de controlabilă, frâne foarte bune. Simt că pe acest model sunt puțin mai descoperit în momentul în care vine vorba de asfalt, pentru că nu mai ai toate acele carene, nu mai ai, ești mai aproape de asfalt și este cu totul altceva. Quick shifter-ul lucrează foarte bine, este o motocicletă de ultimă generație. Modul este pe dynamic, avem mai multe moduri, road, rain, dynamic. Pe curbe se comportă extraordinar de bine. Într-adevăr, nu este chiar motocicletă pentru circuit, fiind o motocicletă naked mai de stradă, dar este extraordinar de puternică și nu cred că ai ce face cu toată această putere pe stradă. Cunosc oameni care și-au cumpărat R1000S, chiar și motovlogger din România. Este un model cu care... îți trebuie puțin timp ca să te înveți, dar îmi place că trage foarte repede, ajunge foarte repede la viteză mare și este o motocicletă practic cu care te poți distra foarte mult pe asfalt. Dacă vrei distracție pe asfalt, poți încerca una din aceste motociclete. Să nu fi luat vreo gânganie pe cască văd motoridere. Doamne, este o motocicletă cu care poți face lejer circuitul dacă îl știi și ai cunoștințe de pilot. Mie unul sincer îmi place foarte, foarte, foarte mult acest model. Practic are 698 de kilometri. Este o motocicletă nou-nouță, ultimul model, pe stradă cel puțin. Poți să iei să te distrezi cu ea foarte frumos. Dacă ai nevoie de distracție, dacă ai nevoie de comoditate, GS-ul acela de mai devreme te înfige, pur și simplu te ții de ea. O motocicletă cu care, sincer, după 3 ture de circuit, m-aș da în continuu. Uitați-vă pur și simplu cât de repede schimbă și cât de repede ajunge la viteză pe curbă și pe cu acest quick shifter. Doamne, e demențial. Pur și simplu senzația asta la care te duce această motocicletă, momentul în care accelerezi, devine parcă e altă motocicletă. Când ești pe curbă, parcă practic totul se schimbă. Totul este mai liniștit. În momentul în care ai îndreptat motocicleta sau ai pus puțin de gaz, absolut totul se schimbă și devine o motocicletă mult mai rapidă, mult mai fiabilă. Pe curbe o simți atât de lejer. Încă o motocicletă care îmi place de la BMW. BMW S1000R. O motocicletă cu care nu ai cum să nu te înțelegi. Dacă o respecti, te respectă și ea pe tine. În momentul în care nu ai respectat-o fiind agresivă, da, atunci... atunci nici ea nu te va respecta și te va trânti. Cât de bine se ține și pe curbă. Mă așteptam totuși să fugă foarte puțin pe curbă. Cine nu are S din ăsta să scumpere. Doamne, îmi pare rău că n-are S1000R-ul, dar
Totuși l-am mai testat odată. Nu îmi pare rău pentru că am testat acest model extraordinar de, de frumos. Sincer, unul mi-a plăcut la nebunie să mă dau și cu ăsta. Nu este stilul meu de, de motocicletă, dar m-am distrat cu ea. Tot ce pot să spun este că m-am distrat cu ea. Urmează să ne dăm cu o motocicletă mult mai mare. În câteva minute o să vedeți despre ce vorbesc. Chiar poate secunde. Felicitări BMW pentru această motocicletă. M-am distrat de minune și vă mulțumesc, băieți, pentru că, că m-ați invitat. Wow! Finish! Așa cum am spus mai devreme, o motocicletă puțin mai mare. Tot sport, dar o leacă mai touring. Un BMW ca 1600 GTL. O motocicletă de drum, nu lung, foarte lung, cu care poți face practic lumea, mai puțin off-road ca GS-ul, dar opa. Mamă. Canapea direct. Sunt Alex Grecu. Ok. Instagram. Scrie-mi, te rog eu, după aceea să-mi spui, mie mi-a rupt capul această motocicletă, pentru că nu m-aș da în viața mea să meargă atât de mișto și de repede și de ce vrei tu. Zim dacă am fost eu nebun. Bine, hai că vedem acum pe circuit să vedem dacă e așa. Bine. Salut, numai bine. 10.000 de ture, modul dynamic, rain, road, dynamic este modul de race. O mulțime de, de opțiuni prin tot acest meniu. Avem aici avarii, lumini. Doamne, cum mă simt în această canapea și ce oglinzi am. Doamne, doamne. Ce cuplu. Cum a plecat după loc, nici măcar nu am. Doamne, și ce oglinzi, mă simt ca mașină pe acest, pe acest model. Este unul din puținele modele BMW care au o ultimă tehnologie pe ele. Practic nici nu mai trebuie să te apleci. Este atât de, de bine echilibrată această motocicletă. Doamne, și ce senzație în momentul în care schimb de pe stânga pe dreapta sau de pe dreapta pe stânga. Este o motocicletă pur și simplu wow, care îți oferă atât de multă încredere. Pur și simplu n-am condus nimic care să-ți ofere atâta siguranță până acum. Șaua este extraordinar de bună. Practic nu simți viteza pe acest model. Nu știu ce să spun, ai șeaua asta, e canapea efectiv în spate, cred că la locul pasagerului, cred că se simte demențial. Este o motocicletă cu care poți face toată lumea, o motocicletă atât de liniară, atât de bine concepută și quick shifter. Motorul acesta de 1600, unul dintre cele mai mari motoare pe care le-am condus până acum. Deci motorul arunc pe curbă și efectiv stă singur și face totul de acolo. Și atât de fiabil și... Haideți să vedem cum se descurcă și pe o linie dreaptă. În momentul în care vrem să mergem. Mă simt mai bine ca pe o vitezană pe circuit. Doamne, și din 5.000 de ture cum începe să tragă. Îmi plac foarte mult oglinzile astea în față, care tot timpul, nu știu, sunt extraordinar de mari și îți oferă o vizibilitate foarte mare în trafic. Nu sunt cei drept, motocicleta asta nu este concepută, ci e logic și e clar că nu este concepută pentru circuit, dar se simte atât de bine pe curbe și tocmai de-aia ne și aduc cei de la BMW Motorrad aici, pentru că n-ai unde altundeva să testezi aceste motociclete, pentru că sunt niște motociclete foarte puternice care numai aici pe circuit le poți simți pe curbă la aceste forțe și
să vezi dacă sunt pentru tine. Deci vă încurajez să mergeți la băieții de la BMW și să testați aceste motociclete, pentru că au o mulțime de motociclete la test și puteți vedea dacă este pe placul vostru astfel de motocicletă, dacă se potrivește pe nevoia și pe înălțimea și pe postura voastră. Doamne, deci merge atât de liniar, atât de bine. Este surpriza zilei, practic, pentru mine această motocicletă. Nu m-aș fi așteptat să... să meargă atât de bine, atât de comod să te simți într-o motocicletă. Doamne, nu puteam să cred vreodată că poți să simți o astfel de senzație vreodată pe motocicletă. Practic senzație de mașină, dar cu feeling de motocicletă. Așa ceva n-am crezut că se poate. Deci ce mi-a spus Grecu? Că așa motocicletă, Doamne! Mulțumesc pentru sugestie. Sincer, vroiam să testez o motocicletă mai mare de la BMW, dar nu știam ce să aleg. La sugestia lui Grecu am luat această motocicletă și chiar nu îmi pare rău cum pleacă după loc. Cred că foarte puține motociclete în lumea asta îți pot oferi o astfel de senzație. Sincer, după toate aceste lucruri, pot uita de Macadam, pot uita de... Pur și simplu, doar vreau să mă dau cu această motocicletă. Cât se poate de mult, cât se poate de mult aș vrea să mă dau cu această motocicletă. Nu contează drumurile din România, probabil, pentru că oricum vedeți că o am pe mod dynamic, asta înseamnă puțin mai sport, dar pe drumul road cred că este o plăcere totală. În viraje nu mi-a oferit nicio neîncredere până în acest moment, adică n-am simțit că fuge, am simțit o stabilă. ...170 pe curbă și motocicleta se simte extraordinar de bine. Așa ceva. Sunt extraordinar de surprins, plăcut că am întâlnit această motocicletă și că am avut ocazia să mă dau aici cu ea. Când am venit era soare, dar Doamne, nu contează, pentru că feelingul simțit pe această motocicletă este unul superb. Nu obosești deloc, deci practic cu celelalte motociclete în condițiile astea de circuit, de mers repede, de aplecat, de accelerări, de frânări bruște, cu celelalte motociclete, sincer, am cam obosit, dar această motocicletă simt de parcă abia am plecat de pe loc. Și este atât de fiabilă, poți schimba direcția atât de ușor cu ea. O poți pune de pe o parte pe alta atât de ușor și practic stă acolo unde vrei tu să stea. Wow, cum pleacă! Te simți ca pe vapor, practic, în momentul în care o îndrepți de pe curbă. Sincer, nu am mai simțit până acum așa ceva, atâta plăcere, deci m-aș da... Până mâine cu această motocicletă. Până mâine m-aș da cu această motocicletă. Dragilor, dacă aveți vreodată ocazia să conduceți sau dacă aveți vreun prieten care are, rugați-l să vă lase să vă dați pe așa ceva.
ce repede schimbă, face schimbul de viteze și ce repede reacționează la accelerație. Pur și simplu nu mai am nimic de spus. Nu cred că am altceva să spun despre acest model decât să-i felicit pe cei de la BMW pentru o astfel de reușită. Îmi pare rău dacă s-a murdărit camera, dar așa distracție n-am mai avut. O astfel de motocicletă, un motor atât de mare care să se comporte atât de bine, atât de liniar. Ce aș alege între GS 1250 și acest K 1600, sincer, nu știu să spun. Dacă vreau să merg pe Macadam, da, atunci poate că aș alege GS-uri, dar dacă vreau să-mi iau prietena sau vreau să-mi iau bagaje sau așa mai departe și să merg numai pe asfalt sau la un drum foarte lung și să nu obosești absolut deloc, atunci da. Această motocicletă este motocicleta cu care poți face lumea fără să obosești. Sincer, fără să obosești. Deci nici nu știu câte ture am avut de circuit până acum, dar ținând cont că circuitul are 4,1 km și am dat atâtea ture și nici măcar n-am obosit până acum, este puțin probabil să obosești la un drum mai lung. Ce frumusețe de motocicletă. Dragilor, după toată ziua asta în care ne-am dat cu aceste trei motociclete, GS 1250R, S 1000R, care este o motocicletă destul de cumpărată, bine, toate de ei sunt niște motociclete foarte căutate și foarte bune, dar ce m-a distrat cel mai mult astăzi este această motocicletă K1600 GTL de la BMW. Ați văzut astăzi trei motociclete diferite, un Adventure, acel GS, un Naked, acel S 1000R și acest Sport Tourer, cu care ne-am dat astăzi. Le mulțumim pe această ocazie celor de la BMW pentru această invitație și pentru ocazia de a ne distra astăzi cu aceste modele și pe viitor să-mi scrieți în comentarii ce vreți să vedeți la review din aceste trei motociclete. Le-am testat aici pe circuitul de la Motorpark, dar sunt tare curios cum se comportă aceste trei modele și în trafic, pe stradă. Să vedem ce putem să facem cu ele pe stradă și ce nu putem să facem cu ele pe stradă, mai ales GS-ul, care putem să-l scoatem și pe Macadam. Așadar, după toată această zi a început ploaia, fix la fix, în momentul în care ne-am oprit a început ploaia. Vă mulțumesc, nu uitați să scrieți acolo în comentarii ce model vreți să vedem de la BMW la review, iar până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine! Pa!